Tupeu și nouă seara, Mircea. Să cerem trimiterea lui Traian Băsescu. E o dezbatere foarte aprinsă aici. Nu, urmăresc, nu vreau să deranjez, adică eu cedez din spațiul meu bucuros, nu e nicio problemă, e interesantă dezbaterea. Și mie mi se pare foarte interesantă, mai ales că avem privilegiu aici la ediție specială să fie doi oameni cu abordare diferită și care sunt anchetați, sau mă rog, au fost anchetați de Direcția Națională Anticorupție și sunt trimiși în judecată. Ludovic Orban și Lia Olguța Vasilescu. Stați puțin, că eu nu mai am nicio calitate deocamdată, pentru că ultima instanță a constatat că... Ce a constatat? Spuneți-ne. A constatat că trebuie să trimită dosarul înapoi la DNA, că acolo exact. Mi s-a încălcat asta dreptul la apărare, că acolo nu-i nimic. Deci nu mai aveți în momentul de față nicio calitate după ce v-au încătușat. Acum nu, vine. Incredibil. Da. Incredibil. Păi și lucrul ăsta cum rămâne, doamna Vasilescu? Pentru că e o încălcare să vedem, a unor drepturi și libertăți. Mai este o instanță. Vineri vedem ce se întâmplă și la acea instanță, dar vă spun foarte sincer că eu mă voi adresa CEDO, pentru că odată și odată cineva trebuie să lupte cu acest sistem. Nu se poate să-ți bagi joc de niște oameni așa. Înainte de campania electorală vii și ei pe mine cu cătușe, pe domnul Orban cu vorba bună, da? Și ajungi în situația în care după vine instanța și spune negru pe alb. Dacă citiți motivarea de la mine din instanță o să vă speriați că mi s-a adus o vătămare expresă prin reținere, că dacă nu mi s-ar fi încălcat dreptul la apărare, aș fi putut măcar să reduc din acele infracțiuni dacă nu să se anuleze cu totul. Despre asta vorbim. Da, e foarte interesant, Mircea, că aici sunt doi politicieni cu greutate, ambii anchetați, ambii judecați. Unul a decis din prima secundă să părăsească toate funcțiile și să abandoneze orice fel de dorință de a candida pentru vreo poziție sau alta. Păi, deocamdată, doamna Olguța Vasilescu nu e în judecată. Dosarul a fost emis în judecată, acolo s-a decis că trebuie întors dosarul. Deci, nu e în judecată. Corect. Deci nu e în judecată. Și domnul Orban, care... Care e în judecată. Dar eu cred e că o conduită corectă până la capăt și să meargă la... Având în vedere adorația domnului Orban și adorația și încrederea totală pe care o are în DNA, eu cred că un lucru corect din partea domniei sale este să nici nu se apere. Pentru că, totuși, să te aperi ar însemna să contrazici ce spune DNA-ul. Asta, totuși, nu se face. Ori suntem oameni cu criterii morale, ceea ce înseamnă că DNA-ul are întotdeauna dreptate și dacă azi DNA-ul ceva, atunci așa e, ori... Ce mai facem? Adică, eu nu știu, atitudinea asta dumneavoastră, domnule Orban, de a vă apăra, vă doresc că vă apărați în instanță. Este inadmisibilă, după părerea mea. Domnul Badea, dosarul mi-a fost făcut de un procuror DNA, nu de DNA. Deci, un procuror DNA. În DNA, ca și în orice altă instituție din România... Deci, dacă a mințit prună la CEDO, a mințit prună pe persoană fizică, nu guvernul României. România, nu mă băgați în prună, v-ați referit la subiectul meu. Dacă un procuror DNA... Făceam o analogie, era vorba de logică, dar nu e nicio problemă, ziceți. Dacă un procuror DNA a greșit instanța... Instanța va hotărâ acest lucru... Asta nu înseamnă că instituția în sine este o instituție care trebuie blamată și trebuie tras cu tunul în ea. Iar pentru faptul că... Dar ați văzut noastră trăgând oameni cu tunul în DNA? Pentru faptul că această campanie anticorupție mai dă și rate. Urmă lăsați pe mine și după aia vă ascult. Da, nu, adevărul că până acum numai eu am vorbit. Adevărul ăsta e. Nu, vă rog, spuneți că e interesant. Spuneți dumneavoastră. Domnul Orban, vă rog să vă uitați în cameră, că e mai... Spuneți dumneavoastră, nu mă uit la Badea să-i văd figura. Să-i... Deci cine a tras cu tunul în DNA? Acolo nu-l văd. Acolo nu-l văd. Da. Ce cine spuneți? A tras cu tunul în DNA? Că ziceți că se trage cu tunul în DNA. Cine trage cu tunul? Am zis că nu o să trag eu cu tunul în DNA. Dar cine trage cu tunul? Nici o altă instituție, dacă se săvârșește o greșeală de către un angajat al instituției respective. Da, domnule, e prima greșeală a DNA-ului a început cu dumneavoastră, domnule. Incredibil. Deci până acum a fost DNA-ul impecabil și uite cum acum un angajat al DNA a făcut o greșeală. Eu m-am referit la un procuror care mi-a construit acest dosar. Dar de unde e procurorul ăsta? A făcut rechizitoriu, lucrează la DNA, mă. Au! Ia uite. Dar nu este DNA. Nu este DNA, el doar lucrează la... Dar cine e DNA? Nu este DNA. Dar cine e DNA? DNA este o instituție, domnul Bacu. Așa, adică cine? O instituție în care lucrează mulți angajați, în care unii poate sunt profesioniști și își fac treaba și chiar reușesc să dovedească fapte de corupție, cum s-a și demonstrat de-a lungul ultimilor ani. Alții poate nu reușesc, poate întocmesc dosare, poate dintr-o dorință de a
câștiga în plan profesional sau din dorința de a obține niște rezultate, muncă împotriva unor persoane importante, dar pot să comită greșeli, iar în cazul meu instanța este cea care mă va decide dacă sunt nevinovat sau nu. Eu, păi, evident, sigur că instanța, că în cazul oricui instanța decide, adică aici și... e clar că instanța decide. Eu mă gândeam doar că la până acum gândeați? A făcut apologia DNA-ului și a faptul că dacă a zis un procuror de la DNA, că nu instituția zice, ci un procuror întotdeauna de la DNA, că are o suspiciune cu privire la un om, acel om trebuie să lase baltă totul, că așa e conduita morală, că a zis un procuror de la DNA. Domnul Badea, puteți să acuzați pe altcineva că a făcut apologia DNA, nu pe mine. Chiar în emisiune la domnul Gâdea... Cum, domnule, că ați ieșit și de la DNA, erați aproape fericit Radu, că sunteți anchetat. Mă lăsați să termin. Doamne, în aceste emisiuni am spus câteva lucruri pe care le spun întotdeauna. Că sunt anumite anormalități, anumite anormalități în modul în care este organizată puterea judecătorului. Dorească și nu justiția. Da. V-am spus... Păi justiția e un concept abstract. Pe care îl susțin că... Nu există justiția, toți... decât la nivel abstract. Deci, conform Constituției, există putere judecătorească între puterile statului. Da. Exact. Și eu cred că, așa până este. La urmă, dreptatea justiției este săvârșită de judecători. Da, dar eu vă vorbesc despre lip și dumneavoastră vorbiți despre acoperiș. Deci vorbim amândoi despre lucruri diferite. Nu mă lăsați să vorbesc de subiectul care vă place și vă este favorit dumneavoastră, adică DNA-ul un ansamblu. DNA-ul e ceva așa, o chestie omogenă, o armată formată din niște indivizi care toți acționează la comandă, toți au o disciplină. Dumneavoastră, asta v-a spus Rareș Bogdan sau v-ați concluzia noastră uitându-vă la emisiunile mele? Adică... Nu cred că m-ați văzut la vreo emisiune al lui Rareș Bogdan că mi-au notițe. Dar v-a zis? Cine v-a zis? Nu cred că m-ați văzut că mi-au notițe. Gușe sau cine v-a, Gușe v-a zis, din nu? Din nou vă readuc sau... aminte apropo dacă de vă uitați la emisiunea mele, n-aveați cum să rămâneți cu... privitoare la simplu, adică... apologia DNA-ului. N-am făcut niciodată apologia DNA-ului. Niciodată. Din potrivă. Da. Am fost întotdeauna împotriva arestului preventiv, abuzului de măsura de arest preventiv. Diferența dintre mine și alții este că eu n-am fost de acord să împiedic în Parlament solicitările astea și am spus că întotdeauna instanțele trebuie să decidă, pentru că ele sunt investite cu legitimitate pentru a lua decizii pe aceste teme. Iar ceea ce se întâmplă astăzi arată că din ce în ce mai mult instanțele iau decizii diferite de solicitările domnule care sunt Orban, formulate de procurori ale DNA-ului. O condiție să se pronunțe judecătorii înaintea politicienilor, să nu-i pui întâi cătușele și după aceea să soliciți dar opinia judecătorului. Dar cine a luat poziție? N-am susținut că arestul preventiv, abuzul de arest preventiv, asta vă spun. Atunci când nu sunt îndeplinite condițiile legale, este un abuz și că nu este normal și convingerea firesc într-o procedură de cercetare. Oricărui liberal este că trebuie respectate drepturile și libertățile cert fundamentale. Este că partidul... Nu întâi încătușezi un om și apoi întrebi judecătorul. Pentru că judecătorul, în cazul doamnei Olguța Vasilescu, a spus, ați încătușat-o de pomană. Nu, dar cine îi dă? Cinci judecători. Cine asta, îi dă asta imaginea arată, înapoi, doamne Olguța Vasilescu, că, în afara celor care au votat-o la Craiova? Asta arată că există o putere judecătorească, că există instanțe. Asta arată instanțe, că există o aberație în România. Întâi îl încătușește un om și apoi te adresezi justiției. Știți ce arată și asta, domnule Orban? Lăsați-l să vorbească pe domnul Orban, nu-l mai întrerupeți, vă rog. Bine, Mircea. Vă mai spun un lucru. În ultimă instanță, cei care cenzurează acțiunile, nu numai ale DNA-ului, și ale DICOT-ului și ale celorlalte parchete, sunt judecătorii. Și atâta adevărat. Timp cât judecătorii nu vor mai accepta să spună, să dea deciziile așa cum și-ar dori procurorii sau unii dintre procurori, da, ci vor lua în baza legii, în baza faptelor și așa mai departe, în mod evident se va îmbunătăți și activitatea parchetelor, pentru că nu o să-și mai permită să trimită rechizitorii în instanță care nu sunt fundamentale. Păi acum vorbiți despre parchete în general, domnul, nu despre unii procurori de la parchete, vorbiți despre parchete acum în general. Despre ce unul. Am făcut, domnul? Domnul Orban, să știți că eu am avut o iluminare acum. Eu îmi dau seama că am tras cu tunul în DNA și că am greșit foarte mult și că am blamat și că asta. Și eu îmi dau seama că am greșit foarte mult și v-am ascultat și chiar m-am iluminat acum și eu cred că acum luând lumină de la dumneavoastră și suferind această revelație absolut fabuloasă, eu cred că procurorul DNA, în cazul dumneavoastră, nu are cum să greșească și că o să intrați la pușcărie.
Bun, asta înseamnă că dumneavoastră încălcați prezumția de nevinovăție care există în, domne, în instanță. În orice societate democratică. Da, nu, eu vă prezum nevinovat. Orice om e supus greșelii, orice om e supus greșelii. Inclusiv în procurorii poate fi supus greșelii. Da, eu totuși cred că în cazul dumneavoastră nu o să se dovedească că a greșit. Așa cred eu acum, de iluminat fiind. Că mi-am dat seama poate, că, domne, poate aveți calități, că decide un judecător. Poate aveți calități de proroc. Nu, domne, nu vreau să mai trag cu tunurile de DNA. Eu vreau să cu tunurile în dumneavoastră. Acum m-am gândit. Zic, domne, stai așa, că nu pot. Sunteți obișnuit, sunteți anat în această chestiune, așa că puteți să vă desfășurați, nu mă deranjează. Da, dar dumneavoastră sunteți așa de pregătiți să încasați încât e și păcat. Vorbea, cine este generalul? Știm cu toții cine este generalul. Dar cine este procurorul? Asta e. Cum îl cheamă pe procurorul noastră? Că a zis să nu mai vorbesc de DNA în general. Hai să vorbim atunci cu nume și prenume, o persoană fizică. Cum îl cheamă? Palu Ponta îl chema un cheșelu. Palu noastră cum vă cheamă? Cum îl cheamă? Nu vă spun numele procurorului. Haideți, domnule, ca să nu vorbim despre DNA așa în general. Să vorbim așa mai pe CNP. Nu discut când cauza mea e în instanță, nu discut de detalii la aceste până acum cauze. Discutați, da. Ce am discutat? Am discutat... V-am dat un procuror de la DNA, nu DNA în general. Și afirmații neadevărate pe care le-ați făcut dumneavoastră, da? Ce am făcut eu? Ați făcut niște afirmații. Care afirmații neadevărate, domnule? V-am mai spus odată, mi-a spus că am făcut apologia DNA-ului. V-am zis că n-am făcut apologia DNA-ului. Am fost și sunt un susținător al activității anticorupție. Sigur. Exact cum sunt. Da. Pentru doamna Olguța Vasilescu, uite, doamna Brunescu... Da, eu nu vreau să o compar pe doamna Olguța Vasilescu, da, cu membrii ai altui partid cu care concurează partidul din care vine domnia sau o să o compar cu membrii de partid ai PSD-ului. Mie doamna Olguța Vasilescu în dezbaterile, în orice dezbatere televizată, inclusiv în asta, mi se pare 10 clase peste Ponta și Dragnea la un loc. Cred că îi fac un mare rău spunând asta, dar eu asta este evaluarea mea. Deci, mult, mult, mult peste aparițiile lui Ponta, care ar vrea să zică, dar nu vrea să spună, care ar vrea să facă, dar totuși nu vrea să dreagă, domnul Dragnea, care este de un calm imperturbabil și zice, da, încă 30 de dosare penale, sigur, ideea cu PIB-ul trebuie să fie bine, să nu fie rău, încă 50 de dosare penale se întâmplă, dar cine... e o problemă, dar important este cu PIB-ul și cu PIB-ul. Și toată lumea este cu PIB-ul și cu... Deci doamna Olguța Vasilescu i-a destructurat pe aia de la DNA în instanță de 5 ori până acum, de câte ori, că nu mai știu să sucotesc, adică... De eu cred că o să cap... De 5 ori, iată. Deci deja cred că ia de la DNA un complex. Adică, băi, am văzut-o pe Olguța Vasilescu. Unde? Unde? Adică, nu, lăsați, uitați-vă în partea ailaltă. Deci i-a destructurat, băi, i-a terminat băia de la DNA de 5 ori până acum. Cred, end counting, cred. Că tocmai s-a întors dosarul de la onorata instanță la minunăția de instituție să-l refacă. Pentru că, ce să vezi, a zis onorata instanță că nu e bun. E prost dosarul, că nu l-au făcut ca lumea și că nu sunt, da. Deci, mie mi se pare, asta aș vrea să apreciez, prin comparație strict, da, strict cu membrii PSD, prestația televizată a doamnei Olguța Vasilescu. Și acum, așa, cu toată simpatia pe care știe că eu port domnului Bușoi, mai este domnul Bușoi, nu? Bineînțeles. Dar n-a vrut să-l întrerupă pe domnul Orban, ceea ce e corect. Tu știi că când pornește Ludovic e taifun, e uragan, e de neoprit. Exact. Pornește rar, dar... Când pornește, adevărat. No. Dar să știți că în legătură cu, foarte pe scurt și repet, cu toată simpatia pe care știți că vă port, eu am înțeles din ce ne-a spus dumneavoastră în seara asta că unii dintre noi nu știm să citim nici declarațiile domnului președinte, nici documentele de la DNA, ceea ce e foarte posibil. Să nu, pur și simplu să nu știu să citesc. Eu am mai trecut și prin etapa pixelului albastru, așa încât E foarte posibil să nu știu să citesc. Domnul Ciuvică și dânsul cred că e cam obosit, nu? Și atunci s-ar putea să nu fi citit dânsul corect ce scrie în documente și în declarații. Dar eu am citat din memorie. Asta zic. Și uneori memoria știți cum e. Nu, am spus doar că domnul președinte n-a fost niciodată în fața unei instanțe. Da, da, n-a spus nimeni asta. Adică dumneavoastră acum ne spuneți n-am lovit copilul cu pumnul în plex. Păi despre asta era vorba. Eu asta adică, am spus. Da. Și e adevărat că n-a fost niciodată în fața unei instanțe. A fost. Dosarul cu casele. Și e și înalt. Adică și asta e un fapt. N-are legătură cu discuția, dar e un fapt. Adică nu poate nimeni să contrazică asta. Despre domnul Klaus Iohannis și nu a făcut domnia sa nicio
niciun lucru incorrect acolo. Dimpotrivă, domnia sa în toată cariera politică și publică, da. Nu, am înțeles, a fost asta. Un om corect. Am înțeles. Și este și profesor de fizică. Nu despre asta e vorba. Adică nu despre asta discutam. De asemenea, un adevăr că e profesor de fizică, nu despre asta e vorba. Dar să știți că eu chiar ostentativ vreau să-l ajut acum pe domnul Iohannis și vreau să schimb în mod ostentativ subiectul ca să nu intrăm în detalii. Mircea, ce detalii. Ai pregătit pentru emisiunea presei? Eu am pregătit pentru această emisiune un generic de început și un generic de final. Pentru că... Generic? Ei, 17 secunde alea acum, așa. O să vorbesc un pic în cele, practic, 10 minute, că intenționez ca la ora 12. Avem, cât avem? 35 de minute? Avem și publici. Deci, 35 de minute. Dacă ne dai 15 minute flavor de publicitate... Adică este un vis de emisiune. Face o să... audiență foarte bună și în reluare. Deci... Da. O să vorbesc despre un personaj care nici nu știți ce important este în România. Nici eu nu știam despre existența lui. Toată lumea vorbește despre astea cu Black Cube, cu acoperiți, cu astea. Deci, după părerea mea, unul dintre personajele cele mai importante din România este Corduroi. Ați auzit despre Corduroi? Cum? Corduroi. Ați auzit despre asta? Asta e ceva, vreo plantă în munții Carpați? Nu, nu este o plantă. Nu este o plantă. O să vă... ceai de rinichi ăsta sau ceva. Poate să fie, dar după ce o să intru, o să vă povestesc cine este Corduroi și de ce este el foarte important pentru țara noastră. Deci e o dezvăluire asta. Deci practic îl demasc pe Corduroi. Dar ne dai ceva, vreun 16 secunde, ai zis ce mână? Absolut nimic. 17 secunde e genericul, dar ok. Bun, și o să vorbesc un pic despre ce a scris Hot News astăzi, că să crape ponta. Da, n-am mai avut să timp să dezbatem subiectul ăsta, pentru că a fost cu toată dragostea, nu mi se pare nimic de dezbătut din punctul meu de vedere, decât de remarcat. Asta e de remarcat un singur lucru. Să dorești dacă o astfel de afirmație om, trebuie să fie... s-ar fi făcut la Antena 3 despre oricine... Da. Deci ar fi ieșit, nu vreau să mă era gândesc had dacă ce ar fi ieșit. Ceva, da. Deci așa, și ce ar fi fost pe net, ce ar fi fost pe la instituțiile statului, ce ar fi fost pe la ambasade, ce ar fi fost pe net, ce ar fi fost, ce ar fi fost, aoleo, ce ar fi fost. Și vreau să vă evaluăm un pic care au fost reacțiile în urma acestui îndemn, acestei urări pe care Hot News i-o adresa lui Victor Ponta, practic să crape. Și o să vă prezint o reacție foarte amuzantă de pe site-uri de media. Știți? Site-uri de media, unde aia Ward Profi canalizează ei media din România și zic, uite domne, aia, așa, așa. Și o să vedem cum au tratat un prestigios site de media din România această realitate. Hot News i-a urat public timp de 20 de minute lui Victor Ponta, practic să crape. Da, un lucru fără precedent. Eu n-am mai auzit în 26 de ani ca un jurnalist să-i dorească unui politician să moară, spunându-i-o practic și în scris. Deci i-a scris acolo, sper să crapi Victor Ponta. Chestia asta, să dorești moartea cuiva, tu fiind ziarist și el politician, e o chestiune fără precedent în România și, sincer, cred că faptul că Hot News l-a dat afară pe ăla nu acoperă această faptă oribilă. Și o să mai citez și un articol din evenimentul zilei care ne spune că deținutul Dan Adamescu stă într-o clinică privată de lux perfect legal. Da, și de ce stă, adică de ce e legal să se întâmple asta? Pentru că a dat acest guvern de tehnocrați pe care n-ai cum să nu-l adori. Dacă ești un român adevărat, n-ai cum să nu iubești guvernul ăsta de tehnocrați. Este o hotărâre de urgență a guvernului tehnocrat care facilitează această treabă. Guvernul tehnocrat, știți că a fost, bine, nu guvernul tehnocrat, doamna Prună, ca să nu, că după aia zice că a ta guvernul tehnocrat, doamna Prună a fost deranjată de cei care scriau cărți în pușcării și a emis o... În timp ce era deranjată de cei care scriau cărți în pușcării, era totuși interesată de să fie bine, să nu fie rău în legătură cu domnul Dan Adamescu, ceea ce e ok, adică să ne iubim mogulii de omenie. Sunt moguli răi și moguli de omenie. Știi cum a zis doamna Raluca Prună când a fost întrebată dacă a lucrat în serviciu de informații externe? Deci, nu știu, întrebați pe cei de la SIE. Păi dacă nu mai ține minte.
Poți să știi, nici realitatea noi nu mai știm cât suntem, cum era aia. Da, nu era, da, da, nici noi nu mai știm cât suntem. Realitatea că e plin de agenții de spionaj în întreaga lume care spun, da, uite, și ăla, și ăla e al nostru, și ăla, și ăla. Și ăla, și ăla, da, 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 iute, și ăla, și ăla. Da, e, și deci există mogul de răi și mogul de omenie și există plagiator bun, adică de omenie și plagiator răi. Totul în România este o dublă măsură și asta ne face să privim cu mare, mare încredere și speranță în statul de drept și în viitorul nostru. Hai că m-ai făcut curios cu aia. Cum ai zis? Corduroi. Colduroi? Nu. Sper că n-ai spus asta. Cu R, nu cu L. Corduroi, nu colduroi. Corduroi. Este... Apoi e un reflex când vine de la tine tot timpul, dar se aude. Da, da. Nu, este corduroi. Nu da. E așa că nu te-ai supărat pe Ludovic Orban? Că am văzut că s-a întristat un pic. Eu nu m-am supărat pe Ludovic Orban. Eu eram supărat în general pe unii procurori, nu pe DNA. Eram, dar acum nu mai sunt. Acum sunt fericit și aștept plin de încredere procesul domnului Orban. Da, mulțumesc invitațiilor, a fost o dezbatere foarte interesantă. Urmăriți-l pe Mircea Badea, face dezvăluiri senzaționale de corduroi. S-a înțeles, da? Foarte, foarte bine. Noi ne revedem mâine seară la ora 9 la o ediție specială Antena 3. Rămâneți cu Mircea, toate cele bune. Asta, adică dumneavoastră acum ne spuneți, n-am lovit copilul cu pumnul în plex. Păi nu, despre asta era vorba. Eu asta adică... am spus. Da. Și e adevărat că n-a fost niciodată în fața unei instanțe. A fost. S-a rupt cu casele. Și e și înalt. Adică și asta e un fapt. N-are legătură cu discuția, dar e un fapt. Adică nu poate nimeni să contrazică asta. Nu este despre domnul Klaus Iohannis și nu a făcut domnia sa niciun lucru incorrect acolo. Dimpotrivă, domnia sa în toată cariera politică și publică am înțeles asta. Corect. Am înțeles. Și este și profesor de fizică. Nu despre asta e vorba. Adică nu despre asta discutam. De asemenea, un adevăr că e profesor de fizică, nu despre asta e vorba. Dar să știți că eu chiar ostentativ vreau să-l ajut acum pe domnul Iohannis și vreau să schimb în mod ostentativ subiectul ca să nu intrăm în detalii. Mircea, ce detalii. Ai pregătit pentru emisiunea presei? Eu am pregătit pentru această emisiune un generic de început și un generic de final, pentru că... Generic? Ei, 17 secunde alea acum, așa. O să vorbesc un pic în cele, practic, 10 minute, că intenționez ca la ora 12. Avem, cât avem? 35 minute? Avem și public. Deci, 35 de minute. Dacă ne cu 15 minute flavor de publicitate... Adică este un vis de emisiune. Face o să... audiență foarte bună și în reluare. Deci... Da. O să vorbesc despre un personaj care nici nu știți ce important este în România. Nici eu nu știam despre existența lui. Toată lumea vorbește despre astea cu Black Cube, cu acoperiș, cu astea. Deci, după părerea mea, unul dintre personajele cele mai importante din România este Corduroi. Ați auzit despre Corduroi? Cum? Corduroi. Ați auzit despre asta? Asta e ceva, vreo plantă în munții Carpați? Nu, nu este o plantă. Nu este o plantă. A zis că e ceai de rinichi ăsta sau ceva. Poate să fie, dar după ce o să intru, o să vă povestesc cine este Corduroi și de ce este el foarte important pentru țara noastră. Deci e o dezvăluire asta. Deci, practic, îl demasc pe Corduroi. Dar ne dai ceva, vreun... Ce ai 17 secunde? Ai zis ce mâna? Absolut nimic. 17 secunde e genericul, dar ok. Bun, și o să vorbesc un pic despre ce a scris Hot News astăzi, că să crape Ponta. Da, n-am mai avut să timp să dezbatem subiectul ăsta, pentru că a fost Cu toată dragostea, nu mi se pare nimic de dezbătut din punctul meu de vedere, decât de remarcat. Asta e, de remarcat un singur lucru. Să dorești dacă o astfel de afirmație om, trebuie să fie... s-ar fi făcut la Antena 3 despre oricine... Da. Deci ar fi ieșit, nu vreau să mă era gândesc jihad, dacă ce ar fi ieșit, ceva, da. Deci așa, și ce ar fi fost pe net, ce ar fi fost pe la instituțiile statului, ce ar fi fost pe la ambasade, ce ar fi fost pe net, ce ar fi fost. Și vreau să vă evaluăm un pic care au fost reacțiile în urma acestui îndemn, acestei urări pe care Hot News i-o adresa lui Victor Ponta, practic să crape. Și o să vă prezint o reacție foarte amuzantă de pe site-uri de media. Știți? Site-uri de media, unde aia Ward Profi canalizează ei media din România și zic, uite domne, aia, așa, așa. Și o să vedem cum au tratat un prestigios site de media din România această realitate. Hot News i-a urat public timp de 20 de minute lui Victor Ponta, practic să crape. Da, un lucru fără precedent. Eu n-am mai auzit în 26 de ani ca un jurnalist să-i dorească unui politician să moară, spunându-i-o practic și în scris. Deci i-a scris acolo, sper să crapi Victor Ponta, chestia asta să... Dar preventiv,
Diferența dintre mine și alții este că eu n-am fost de acord să împiedic în Parlament solicitările astea și am spus că întotdeauna instanțele trebuie să decidă, pentru că ele sunt investite cu legitimitate pentru a lua decizii pe aceste teme. Iar ceea ce se întâmplă astăzi arată că din ce în ce mai mult instanțele iau decizii diferite de solicitările sunt formulate de procurori ale DNA-ului. Cu o condiție să se pronunțe judecătorii înaintea politicienilor, să nu îi pui întâi cătușele și după aceea să soliciți opinia judecătorului. Dar cine a luat poziție? N-am susținut că arestul preventiv, abuzul de arest preventiv, asta vă spun, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile legale, este un abuz și că nu este normal și convingerea firesc în o procedură de cercetare. Oricărui liberal este că trebuie respectate drepturile și libertățile fundamentale. Este că partidul... Nu întâi încătușezi un om și apoi întrebi judecătorul. Pentru că judecătorul, în cazul doamnei Olguța Vasilescu, a spus, ați încătușat-o de pomană. Nu, cinci judecători. Cinci judecători. Cine îi dă asta imaginea arată, înapoi, doamne Olguța Vasilescu, în afara celor care au votat-o la Craiova? Asta arată că există o putere judecătorească, că există instanțe. Asta arată instanțe, că există o aberație în România. Întâi îl încătușește un om și apoi te adresezi justiției. Știți ce arată asta, domnule Orban? Lăsați-l să vorbească pe domnul Orban, nu-l mai întrerupeți, vă rog. Bine, Mircea. Vă mai spun un lucru. În ultimă instanță, cei care cenzurează acțiunile, nu numai ale DNA-ului, și ale DICOT-ului și ale celorlalte parchete, sunt judecătorii. Și atâta adevărat timp cât judecătorii nu vor mai accepta să spună, să dea deciziile așa cum și-ar dori procurorii sau unii dintre procurori, ci vor lua în baza legii, în baza faptelor și așa mai departe, în mod evident se va îmbunătăți și activitatea parchetelor, pentru că nu o să-și mai permită să trimită rechizitorii în instanță care nu sunt fundamentale. Păi acum vorbiți despre parchete în general, domnul, nu despre unii procurori de la parchete, vorbiți despre parchete acum în general. Despre ce am făcut, domnul? Domnul Orban, să știți că eu am avut o iluminare acum. Eu îmi dau seama că am tras cu tunul în DNA și că am greșit foarte mult și că am blamat și că asta. Și eu îmi dau seama că am greșit foarte mult și v-am ascultat și chiar m-am iluminat acum și cred că acum luând lumină de la dumneavoastră și suferind această revelație absolut fabuloasă, eu cred că procurorul DNA în cazul dumneavoastră n-are cum să greșească și că o să intrați la pușcărie. Bun, asta înseamnă că dumneavoastră încălcați prezumția de nevinovăție care există în orice societate democratică. Da, nu, eu vă prezum nevinovat. Orice om e supus greșelii, orice om e supus greșelii, inclusiv în procurorii poate fi supus greșelii. Da, eu totuși cred că în cazul dumneavoastră nu o să se dovedească că a greșit. Așa cred eu acum, de iluminat fiind. Că mi-am dat seama poate, că, domne, poate aveți calități, că decide un judecător. Poate aveți calități de proroc. Nu, domne, nu vreau să mai trau cu tunurile în DNA. Nu, eu vreau să cu tunurile în dumneavoastră acum. M-am gândit. Zic, domne, stai așa că nu pot. Sunteți obișnuit. Sunteți anat în această chestiune, așa că puteți să vă desfășurați. Nu mă deranjează. Da, dar dumneavoastră sunteți așa de pregătiți să încasați încât e și păcat. Vorbea, cine este generalul? Știm cu toții cine este generalul. Dar cine este procurorul? Asta e. Cum îl cheamă pe procurorul dumneavoastră? Că a zis să nu mai vorbim despre DNA în general. Hai să vorbim atunci cu nume și prenume, o persoană fizică. Cum îl cheamă? Palu Ponta îl chema un cheșelu. Palu noastră cum vă cheamă? Cum îl cheamă? Nu vă spun numele procurorului. Haideți, domnule, ca să nu vorbim despre DNA așa în general. Să vorbim așa mai pe CNP. Nu discut când cauza mea e în instanță, nu discut de detaliile acestea. Păi până acum cauze. Discutareți, da. Ce am discutat? Am discutat... V-am dat un că un procuror de la DNA, nu DNA în general. Și afirmații neadevărate pe care le-ați făcut dumneavoastră, da? Ce am făcut eu? Ați făcut niște afirmații. Care afirmații neadevărate, domnule? V-am mai spus odată, mi-a spus că am făcut apologia DNA-ului. Am fost și sunt un susținător al activității anticorupție. Sigur. Exact cum sunt. Da. Mircea, pentru doamna Olguța Vasilescu, uite, doamna Brunescu... Da, eu nu vreau să o compar pe doamna Olguța Vasilescu, da, cu membrii ai altui partid cu care concurează partidul din care vine domnia sau o să o compar cu membrii de partid ai PSD-ului. Mie doamna Olguța Vasilescu în dezbaterile, în orice dezbatere televizată, inclusiv în asta, mi se pare 10 clase peste Ponta și Dragnea la un loc. Cred că îi fac un mare rău spunând asta, dar eu asta este evaluarea mea. Deci, mult, mult, mult peste aparițiile lui Ponta, care ar vrea să zică, dar nu vrea să spună, care ar vrea să facă, dar totuși nu vrea să dreagă, domnul Dragnea, care este de un calm imperturbabil și zice, da, da,
încă 30 de dosare penale, sigur, ideea cu PIB-ul trebuie să fie bine, să nu fie rău, încă 50 de dosare penale se întâmplă, dar cine? E o problemă, dar important este cu PIB-ul și cu PIB-ul. Și toată lumea este cu PIB-ul și cu... Deci doamna Olguța Vasilescu i-a destructurat pe aia de la DNA în instanță de 5 ori până acum, de câte ori, că nu mai știu să socotesc, adică... De eu cred că ori. O să cap... De 5 ori, iată. Deci deja cred că ia de la DNA un complex. Adică, băi, am văzut-o pe Olguța Vasilescu. Unde? Unde? Adică, nu, lăsați, uitați-vă în partea ailaltă. Deci i-a destructurat, băi, i-a terminat pe aia de la DNA de 5 ori până acum. Cred, end counting, cred. Că tocmai s-a întors dosarul de la onorata instanță la minunăția de instituție să-l refacă. Pentru că, ce să vezi, a zis onorata instanță că nu e bun. E prost dosarul, că nu l-au făcut ca lumea și că nu sunt... Da. Deci, mie mi se pare, asta aș vrea să apreciez, prin comparație strict, da, strict cu membrii PSD, prestația televizată a doamnei Olguța Vasilescu. Și acum așa, cu toată simpatia pe care știe că eu port domnului Bușoi, mai este domnul Bușoi, nu? Bineînțeles. Dar n-a vrut să-l întrerupă pe domnul Orban, ceea ce e corect. Tu știi că îmi pornește Ludovic, e taifun, e uragan, e de neoprit. Exact. Pornește rar, dar... Când pornește, adevărat. No. Dar să știți că în legătură cu, foarte pe scurt și repet, cu toată simpatia pe care știți că vă port, eu am înțeles din ce ne-a spus dumneavoastră în seara asta că unii dintre noi nu știm să citim nici declarațiile domnului președinte, nici documentele de la DNA, ceea ce e foarte posibil. Să nu, pur și simplu să nu știu să citesc. Eu am mai trecut și prin etapa pixelului albastru, așa încât E foarte posibil să nu știu să citesc. Domnul Ciuvică și dânsul cred că e cam obosit, nu? Și atunci s-ar putea să nu fi citit dânsul corect ce scrie în documente și în declarații. Dar eu am citat din memorie. Asta zic. Și uneori memoria știți cum e. Nu, am spus doar că domnul președinte n-a fost niciodată în fața unei instanțe. Da, da, n-a spus nimeni. Iar domnul Ciuvică să cerem limitarea lui Traian Băsescu. E o dezbatere foarte aprinsă aici. Nu, urmăresc, nu vreau să deranjez, adică eu cedez din spațiul meu bucuros, nu e nicio problemă, e interesantă dezbaterea. Și mie mi se pare foarte interesantă, mai ales că avem privilegiu aici, la ediție specială, să fie doi oameni cu abordare diferită și care sunt anchetați, sau mă rog, au fost anchetați de Direcția Națională Anticorupție și sunt trimiși în judecată. Ludovic Orban și Lia Olguța Vasilescu. Stați puțin, că eu nu mai am nicio calitate deocamdată, pentru că ultima instanță a constatat că... Ce a constatat? Spuneți-ne. A constatat că trebuie să trimită dosarul înapoi la DNA, că acolo exact. Mi s-a încălcat asta dreptul la apărare, că acolo nu-i nimic. Deci nu mai aveți în momentul de față nicio calitate după ce v-au încătușat. Acum nu, vine. Incredibil. Da. Incredibil. Păi și lucrul ăsta cum rămâne, doamna Vasilescu? Pentru că e o încălcare să vedem, a unor drepturi și libertăți. Mai este o instanță. Vineri vedem ce se întâmplă și la acea instanță, dar vă spun foarte sincer că eu mă voi adresa CEDO, pentru că odată și odată cineva trebuie să lupte cu acest sistem. Nu se poate să-ți bagi joc de niște oameni așa. Înainte de campania electorală vii și ei pe mine cu cătușe, pe domnul Orban cu vorba bună, da? Și ajungi în situația în care după vine instanța și spune negru pe alb. Dacă citiți motivarea de la mine din instanță o să vă speriați că mi s-a adus o vătămare expresă prin reținere, că dacă nu mi s-ar fi încălcat dreptul la apărare, aș fi putut măcar să reduc din acele infracțiuni dacă nu să se anuleze cu totul. Despre asta vorbim. Da, e foarte interesant, Mircea, că aici sunt doi politicieni cu greutate, ambii anchetați, ambii judecați. Unul a decis din prima secundă să părăsească toate funcțiile și să abandoneze orice fel de dorință de a candida pentru vreo poziție sau alta. Păi, deocamdată doamna Olguța Vasilescu nu e în judecată. Dosarul a fost trimis în judecată, acolo s-a decis că trebuie întors dosarul. Deci nu e în judecată. Corect. Deci nu e în judecată. Și domnul Orban care... Care e în judecată. Dar eu cred e că și o conduită corectă până la capăt, și să meargă având în vedere adorația domnului Orban și adorația și încrederea totală pe care o are în DNA, eu cred că un lucru corect din partea domniei sale este să nici nu se apere. Pentru că, totuși, să te aperi ar însemna să contrazici ce spune DNA-ul. Asta, totuși, nu se face. Ori suntem oameni cu criterii morale, ceea ce înseamnă că DNA-ul are întotdeauna dreptate și dacă azi DNA-ul ceva, atunci așa e, ori ce mai facem? Adică, eu nu știu, atitudinea asta dumneavoastră, domnule Orban, de a vă apăra, vă rog că vă apărați în instanță. Este inadmisibilă, după părerea mea.
domnul Badea, dosarul, duplicitară chiar. Dosarul mi-a fost făcut de un procuror DNA, nu de DNA. Deci un procuror DNA. În DNA, ca și în orice altă instituție din România... Deci dacă a mințit prună la CEDO, a mințit prună pe persoană fizică, nu guvernul României. România, nu mă băgați în prună, v-ați referit la subiectul meu. Dacă un procuror DNA a greșit... Făceam o analogie, era vorba de logică, dar nu e nicio problemă, ziceți. Dacă un procuror DNA a greșit instanța, instanța va hotărâ acest lucru, asta nu înseamnă că instituția în sine este o instituție care trebuie blamată și trebuie tras cu tunul în ea. Iar pentru faptul că... Dar ați văzut noastră trăgând oameni cu tunul DNA? Pentru faptul că această campanie anticorupție mai dă și rate. Urmă, lăsați și pe mine și după aia vă ascult. Da, nu, adevărul că până acum numai eu am vorbit. Adevărul ăsta e. Nu, vă rog, spuneți că e interesant. Spuneți dumneavoastră. Domnul Orban, vă rog să vă uitați în cameră, că e mai... Spuneți dumneavoastră, nu mă uit la Badea să-i văd figura. Să-i... Deci cine a tras cu tunul DNA? Acolo nu-l văd, acolo nu-l văd. Da. Ce cine spuneți? A tras cu tunul în DNA? Că ziceți că se trage cu tunul în DNA. Cine trage cu tunul? Am zis că nu o să trag eu cu tunul în DNA. Dar cine trage cu tunul? Nici o altă instituție, dacă se săvârșește o greșeală de către un angajat al instituției respectivă. Da, domnule, e prima greșeală a DNA-ului a început cu dumneavoastră, domnule. Incredibil. Deci până acum a fost DNA-ul impecabil și uite cum acum un angajat al DNA a făcut o greșeală. Eu m-am referit la un procuror care mi-a construit acest dosar. Dar de unde e procurorul ăsta? A făcut rechizitoriu, lucrează la DNA, mă. Au! Ia uite. Dar nu este DNA. Nu este DNA, el doar lucrează la... Dar cine e DNA? Nu este DNA. Dar cine e DNA? DNA este o instituție, domnul Bacu. Așa, adică cine? O instituție în care lucrează mulți angajați, în care unii poate sunt profesioniști și își fac treaba și chiar reușesc să dovedească fapte de corupție, cum s-a și demonstrat de-a lungul ultimilor ani. Alții poate nu reușesc, poate întocmesc dosare, poate dintr-o dorință de a câștiga în plan profesional sau din dorința de a obține niște rezultate, muncă împotriva unor persoane importante, dar pot să comită greșeli. Iar în cazul meu, instanța este cea care mă va decide dacă sunt nevinovat sau nu. Eu, păi, evident, sigur că instanța, că în cazul oricui instanța decide. Adică aici e clar că instanța decide. Eu mă gândeam doar că până acum gândeați? A făcut apologia DNA-ului și a faptul că dacă a zis un procuror de la DNA, că nu instituția zice, ci un procuror întotdeauna de la DNA, că are o suspiciune cu privire la un om, acel om trebuie să lase baltă totul, că așa e conduita morală, că a zis un procuror de la DNA. Domnul Badea, puteți să acuzați pe altcineva că a făcut apologia DNA, nu pe mine. Chiar în emisiune la domnul Gâdea... Cum, domnule, că ați ieșit și de la DNA, erați aproape fericit Radu, că sunteți anchetat. Mă lăsați să termin. Doamne, în aceste emisiuni am spus câteva lucruri pe care le spun întotdeauna. Că sunt anumite anormalități în modul în care este organizată puterea judecătorească și nu justiția. Da. V-am spus... Păi justiția e un concept abstract. Pe care îl susțin că... Nu există justiția, decât la nivel abstract. Deci, conform Constituției, există putere judecătorească între puterile statului. Da. Exact. Și eu cred că, așa până este. La urmă, dreptatea justiției este săvârșită de judecători. Da. Eu vă vorbesc despre lift și dumneavoastră vorbiți despre acoperiș. Deci vorbim amândoi despre lucruri diferite. Nu mă lăsați să vorbesc de subiectul care vă place și vă este favorit dumneavoastră. Adică DNA-ul un ansamblu. DNA-ul e ceva așa, o chestie omogenă, o armată formată din niște indivizi care toți acționează la comandă, toți au o disciplină militară. Dumneavoastră, asta v-a spus Rareș Bogdan sau v-ați concluzia noastră uitându-vă la emisiunile mele? Adică, nu cred că m-ați văzut la vreo emisiune al lui Rareș Bogdan că mi-au notițe. Dar v-a zis? Cine v-a zis? Nu cred că m-ați văzut că mi-au notițe. Gușe sau cine v-a, Gușe v-a zis, din nu? Din nou vă readuc aminte, apropo, dacă vă uitați la emisiunea mele, n-aveați cum să rămâneți cu... privitoare la simplu, adică... apologia DNA-ului, n-am făcut niciodată apologia DNA-ului. Niciodată. Dimpotrivă. Da. Am fost întotdeauna împotriva arestului preventiv, abuzului de măsurare.